S-a trezit cu lacătul pus pe poarta propriei curți și pare să cu vaca furată. Este drama unei bunicuțe de 87 de ani care spune cu lacrimi în ochi că ar fi fost dată afară din casă de fiica ei. Fată care i-ar fi furat și banii pentru care a trudit din greu an la rândul. Povestea chiar acum. M-a dat afară, fie mea sau mica, nu mai pot să mai tășnesc. Trage de poartă cât o țin puterile. Mamaie Maria, o bunicuță de 87 de ani, susține că a rămas pur și simplu în stradă, sub cerul liber. Asta după ce propria fiică ar fi dat-o afară din casă, acuză cu lacrimi în ochi bunica Maria. Bătrâna care ar vrea să aibă putere să spargă lacătul porții, să poată intra în ograda pentru care a trudit ani la rândul, din greu. Plânge, suspină și se roagă neîncetat la cei care o mai pot ajuta. Nu mai da, Doamne, ai venit să mori. Mai pot, măi, mamă, să-ți mai da, Doamne. Eu nu mai pot să-mi zis să până ascultea. Simte cum ceasul morții se apropie, iar ea trebuie să-și plângă suferința în stradă, acolo unde ar fi fost aruncată de fiica ei, sânge din sângele său, acuză mamaie Maria. Uitați cum i-a închis poarta acum. Uitați, Doamne, cum i-a închis poarta. Uitați, Doamne, cum este cu lacăte. Uitați cum i-a închis casa, mi-a închis poarta. E și ușa închisă. Unde să mai intru? Mă lasă în drum și nu mai intru curte, am încredere ea. Îndeajuns de multă încredere, încât să meargă la spital să se trateze, fără să bănuiască vreo clipă ce va urma atunci când se va întoarce acasă. Înțeleg că dumneavoastră v-ați dus la spital și când v-ați întors, ați găsit lacătul pus pe poartă. Da, mamă. Ați reușit să vorbiți cu doamna Anișoara, să o întrebați de ce v-a făcut una ca asta? Păi cum se dacă îmi bani cap? Mămăița de 87 de ani spune că nu are curaj să-i vorbească fiicei sale, care ar fi în stare de orice, povestește cu ultimele puteri bunica Maria. S-a obligat că vede de mine, că m-a văzut că aveam cu putea prins de baci. Am strâns banii după baci. Și eu când am strâns banii, i-a zis, dă-mi mie să ții pui sus, că ți-i dau când ai nevoie de ei. Nu mai vrea nici zoada să mai mi-i dea banii, nici mâncare nu am avut. Mi-a vândut și lemnul de foc. Mai mult, fie ar fi luat până și ce avea mămăița mai de preț. Mi-a furat vaca. Unde mă duc? Cum să mai am eu curat să mai trăiesc cu această fată? Că a încercat și spita să mă omoare. Și în timp ce bunica de 87 de ani își plânge durerea, copiii bătrânei își caută singuri dreptate. Dar și răspunsul la întrebarea a cui era de fapt vaca. Eu țin cu dreptatea, Cătălica, ai fost de vină. El și vaca. De ce umbli cu minciuni? E de plâns. Cine are dreptate? Ce legătură are cu adevărat vaca în toată drama bunicuței de 87 de ani? Urmează cea mai dură confruntare din familie. Mai multe ne va povesti chiar bătrâna care susține că fiica ei cea mică ar fi gonit-o de acasă. Maria Ghiță este numele ei și o așteptăm în platou. Salut, doamna, doamna. Bună seara, bună seara, doamnă. Stați încet, că ușor, nu merge. Ușor, 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 merge ușor. Ușor. Poftiți, aduți ușor. Aveți nevoie de un pahar cu apă? Vă dăm un pahar cu apă? Stați ușor aici. Hai să pregătim, doamne, un pahar cu apă, vă rog. Mulțumesc, mamă. Sărut una, doamnă, sărut una. Să trăiești, mamă, să trăiești. Bună seara, doamna Maria. Ce s-a întâmplat, doamnă? Aici suntem, aici suntem. Am o fată. Doamna Ghiță, aici suntem. La mine, la mine. Aici. Aici, da. Aici. Nu mai știu, că nu mai pot. Așa. Reveniți-vă, trageți-vă sufletul. O să vă aducă colegii mei și un pahar cu apă. A biserii Anișoara, Mariana, așa plângea să mă las pe ea să-mi vază de mine. Să facă ce? Să aibă plângea. Grijă de ea plângea să o las pe ea să vază de mine. Adică să-i dați bunurile în schimbul să aibă grijă de dumneavoastră. Să vază de mine. E cea mai mică? Ea a zis că a mai mică. Câți copii aveți? Și ea, eu ce să mai facă, plângea să bătea cu pămânica. Dar câți copii aveți? Cum? Câți copii am? Nouă. Două fete? Nouă. Am șase fete. Ok, nouă copii. Șase fete și aveam destule fete să aleg. Dar nu mai puteam de ea, că plângea rău să vadă de mine ea. Și-a lăsat-o pe ea, fetele. Și acum ea, acum
A văzut că într-un timp cât am avut în curte eu toate alea, toate... Am avut găini, am avut porci, am avut vaci, am avut vițoi. Și cine avea grijă de ei? Eu. Păi și vă descurcați singură sau vă ajuta fata? M-am descurcat singură, dar nu mai puteam. Până aici eram plină de toate ale bălii, de toate ale, vă dau seama, singura. Și de la țară, am crescut vițoi, am crescut vițoi câțiva ca aproape. De 4 luni, vițel de 4 luni, vă dați seama câte. Și i-am dat, am zis că să nu vinde el vițoi, că el îi taie bărbasul. Am zis că să supere pe mine, i-am lăsat să taie. Dar locuiau cu dumneavoastră? Ginerii meu, da, bărbatul al lui. Și fata, locuiau și fata, în aceeași, da, casă. Și fata. Ca să vadă duminicile să mai vadă, îi morți, m-am luat să-i tăiesc. I-a tăiat. A cărat acasă la el, ce-a făcut, nu s-a mai vândut. El a vândut și păpâni la mine. La mine nu mi-a dat un franc. Și a luat, vindea câte o pulpă. Dar ce înseamnă că văd de dumneavoastră? Cu ce au grijă de dumneavoastră? Cu ce? Venea la o lună, la 3 săptămâni, la 2 săptămâni, venea și la mine cu 4 pâini. Și mi le-a zbilea în pat așa, când venea. Dar aveți contract cu ea? Nu am niciun contract, că a zis că are și ea grijă de mine, că are cuvânt. Stați puțin, dacă nu aveți contract, nu-i așa? N-are niciun drept. N-are mai mulți copii, nu are cum să-i facă un contract de vânzare, cumpărare sau... Că legea nu permite. Deci atâta timp când aveți mai mulți copii... Când așa cu mine cu un timp... A văzut că nu am nimic în curte. Eu m-am pomenit acum și cu curtea trecută la ea. Ce a făcut ea? Nu se poate. Cum fără da. Act nu se poate. Eu zic așa, stați un pic, aș vrea să o invităm și pe fiica la care stă acum doamna Ghiță. Poate ne lămurește, da, nu, doamna, că din punct de vedere exact, legal. Că doamna Ghiță sare așa peste etape și nu avem să exact. Deci nu mai aveți niciun fel de animale în curte. Nu am nimic decât un câine. Și eu, dacă eu am văzut că ea, eu tot cu trăgeam că să vadă mie, că mi-a frică că pleacă și mă lasă singură. Și chiar lăsând singură, m-a lăsat acum. Da. A văzut că nu mai are și mai mânca. Asta e, pleca cu căldarea de ouă, pleca cu carne. Și de ce ați rămas fără găini și fără? Fără ce? Fără animale. Pentru că a fost în spital, păi, și n-am mai avut cine să... Le-ați vândut? Le-am vândut avea cele astea, că el a făcut infar și a rămas eu cu ele. Și banii au ajuns la dumneavoastră? Și banii i-am strâns eu și a ce de mine, că ți-i pui o mamă sușe și ți-i doa când ai nevoie de ei. I-ați dat? Ți-i păstrez eu ce? Nici în ziua, dar nu mi-a dat. A, dumneavoastră i-ați dat banii, fete? Da, și 16 ani de când e banii ăștia la ea. 16 ani, vă dați seama. Haideți să o chemăm și pe... Și nu pot să mai scoți. Doamna nimic. Elena Ghiță. Fica la care stă acum, la care doamna Ghiță. Acum. Păi și mi-a trecut și curtea, de ce? O clipă, să intre și fica dumneavoastră. Încă nu ți-am spus. Sărut, doamna Elena Ghiță. Seara, doamne, să vă așezați lângă mama pe canapea. Ca să ne lămuriți dumneavoastră, să ne povestiți mai clar. Paula, să iei tu paharul de la doamna Ghiță. Așa, doamna Ghiță, deci ce s-a întâmplat? Sunteți 9 frați, înțeleg. Da, să leg în curte. Sunt 6 fete și 3 băieți. Așa. Sora asta mea mică a zis că are grijă de ea. Ei i-a zis, de fapt, nu nouă. Noi am lăsat-o, că am zis că dacă are grijă de ea și mama a zis că a avut încredere în ea. Ceilalți frați sunteți plecați de acolo? Din... Suntem, da, suntem decât 3 băieți sunt acolo, 3 frați. Aha. Le-au făcut părinții mei case la 3 frați, le-a făcut case. Iar noi suntem 5 fete la Mioveni. A, deci sunt desplecată. Și fica cea mică s-a oferit să o ajute pe dumneavoastră? Dar cum a murit tata, cum i-a vândut toate vitele, interes, pe interes. Da. Nu zic, acum normal, nu trebuia să existe niciun scop, să-ți ajutai mama și atâta. Dar vreau să vă întreb ceva, da, doamnă. Eu știu că eu am crescut la țară. Există la țară acest obicei ca cel mai mic dintre copii, e adevărat, rămâne în casa părinților. Asta e un obicei de moștenit, da? Precum ea și-a de la Mioveni, ea locuiește la Mioveni, nu are apartament, ea n-a stat niciodată. A, deci n-a rămas în casă. Am judecat eu. Nu a locuit niciodată acolo cu mama. Cât timp a stat mama cu sora dumneavoastră în casă? Păi cât a putut, a fost în putere până... Acum a lăsat. Când a văzut că nu mai poate, de 9 luni este la mine. Deci a părăsit-o, dar ea nu spunea nimic, nu spunea nici cum trăiește cu ea. Acum mi-a spus totul că trăia foarte rău cu ea. Cât timp a trăit cu ea? Asta vă întreb, cu fata. Păi a stat 16 ani după moartea lui tata ea. Da. Și 16 ani, dar nu a stat cu ea, că nu a fost bine, ați continuat să locuiți alături de fată.
N-a locuit cu ea. Fata a locuit la niciodată. Am înțeles, ea stătea în Mioveni, mama stătea singură cu animalele, a început să vândă. Haide că mama a fost în putere. Da, da. Mama a fost da, în putere. Exact ce spune doamna tatăl. Mama deci, mama rămăsese singură după moartea soțului. Poate eu am și niște pote să ducă o gospodărie care a avut în curte. Care a fost dusă de doi oameni, da? Și treptat, treptat a obosit. A început să vândă. Da. Ok. N-a mai avut ce lua de acolo. Să rezumăm. Exact. Și în momentul în care nu a mai putut să obțină niciun uzufruct de pe aranjament, a lăsat-o de belește. Exact, un câine a rămas în curte. Când mama m-a sunat, deci a fost la un frate de-al meu, că era bolnavă, a sunat-o pe ea, n-a venit, că e rău, că moare. Și am mers la fratele meu, de-abia s-a târât până la el, cel mic, Ghiță Valer, și m-a sunat pe mine, sună pe Elena, că ea vine și mă ia. M-a sunat, eram în momentul ăla la serviciu, la uzină, schimbul 2 eram. Și am intrat într-o cabină la un coleg, că nu s-aud, că la mine e zgomot. Am oprit și roboții, că lucrez pe niște roboți. Și am sunat pe cine poate să ducă să o ia. Eu nu puteam să plec de acolo. În momentul ăla am trimis un cumnat, am sunat chiar pe el întâi, pe el, pe cumnatul care trebuia să ducă. Meu, al doilea. Pe Elisei al doilea. Nu, nu, pe știați, el. Doamnă, știați de toată povestea asta cu banii dați? Ne-a spus mama totul acum, deci în urmă, deci, în dar martie. De ce nu în martie am aflat aveți totul. 9 copii. Deci n-ați vorbit da. Cu ei să le cereți ajutorul. De ce nu le-ați cerut ajutorul? Că de asta, pentru pe vremuri la țară, să făceam copii... singură, să nu deranjeze era singură, pe nimeni. Da. Și... dacă la 80 și ceva dar de au fost ani, era la porci. Doamnă, au era fost discuții înainte de a ceda casa părinților... Da. Ultimului copil au fost, nu, au fost discuții după moartea lui tata. S-a deschis o taxă de succesiune. Chiar ea a deschis-o da. Sora dumneavoastră da, cea mai da. Deci vedeți deci ea a deschis au fost nimeni. Niște discuții privire la și avere. În urma acelor da, discuții da, mama a optat ea. Pentru da, pentru că succesiunea se poate face fie de două ori după fiecare părinte sau o singură dată. Da, eu vreau pentru că să... atunci când este înțelegere în familie, o faci la sfârșit când îți mor da, părinții. Da, da, da. Eu vreau să întreb ceva pe doamna Ghiță.